O reuniune a Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite a avut loc în ciuda opoziției Chinei și Rusiei pentru a discuta despre eșecul Siriei de a renunța la programul său de arme chimice. În cadrul întâlnirii, directorul ONU și adjunctul înaltului reprezentant pentru afaceri de dezarmare, ADD Ji Ebo, a reiterat că organismul mondial crede în esență că regimul Assad continuă să mintă în privința distrugerii armelor sale chimice. În timp ce Rusia și China au refuzat să participe la întâlnire, Statele Unite, alături de aliații săi europeni și din Pacific, au criticat regimul Assad pentru comportamentul său necinstit și au îndemnat Siria să se conformeze. Aparent, reprezentantul adjunct al Siriei la Națiunile Unite a intrat în defensivă, acuzând ironic că lipsa de transparență a regimului Assad este o conspirație americană. Siria a fost de acord să-și distrugă armele chimice în 2013 în baza unui acord negociat cu Moscova și Washington, care a venit la 2 luni după ce un atac chimic asupra unei suburbii din Damasc, controlate de opoziție, a ucis sute de victime. ONU a concluzionat în 2014 că atacul a implicat utilizarea agentului chimic sarin. Ministrul grec al apărării Nikos Dendias a fost primit la Ierusalim de omologul său, Galant. Vizita oficială are ca scop principal întărirea alianței strategice dintre Atena și Ierusalim, dar și o aprofundare a cooperării dintre cele două țări împreună cu Cipru, în cadrul proiectului economic numit EstMed. În timpul discuțiilor cu ușile închise, cei doi miniștri ai apărării au vorbit și despre provocările regionale și globale de securitate, care sunt îngrijorătoare pentru ambele țări. Iranul a fost criticat ca fiind, cităm, cel mai mare exportator de terorism global și sprijin pentru reprezentanții terorismului din regiune. El ridică cele mai mari provocări la adresa securității și stabilității în Orientul Mijlociu, în Europa și nu numai, încheia citatul. Este important să reținem că în timp ce pentru Israel inamicul principal este Republica Islamică Iran, Grecia consideră Turcia drept principalul său rival, în ciuda faptului că ambele țări sunt aliate în NATO. Totuși, în ultimele luni a fost văzut o schimbare puternică în politica externă a Ankarei, care a oferit o îmbunătățire a relațiilor Turciei cu multe țări, inclusiv cu Israelul, Emiratele Arabe Unite și Grecia. Premierul grec, Kyriakos Mitsotakis, a salutat în timpul unei vizite în Cipru îmbunătățirea relațiilor eleno-turce. Canada a anunțat recent o serie de noi sancțiuni împotriva noului șef al securității Iranului și împotriva a 6 iranieni acuzați că au destabilizat Orientul Mijlociu și Ucraina, după cum a informat The Canadian Press. Vizat de sancțiuni este Ali Akbar Ahmadian, fost comandant al Diviziei Marine a Corpului Gărzii Revoluției Islamice și care a devenit președintele Consiliului Suprem de Securitate Națională al Iranului în mai. Celelalte 6 persoane sunt directori din industria iraniană a dronelor și din sectorul aviației, care sunt acuzați că au contribuit la intensificarea haosului în vecinătatea Iranului și că sprijină invazia Rusiei în Ucraina. Aceasta este cea de-a 13-a rundă de sancțiuni a guvernului canadian împotriva oficialilor iranieni, care urmărește să îi împiedice să intre în Canada și să înghețe toate bunurile pe care le dețin în țară. Relațiile dintre Canada și Iran sunt tensionate din 2012, când, sub conducerea fostului premier conservator Stephen Harper, Canada și-a închis ambasada din Iran și a expulzat diplomații iranieni din Canada. Guvernul premierului canadian Justin Trudeau a încercat o reînnoire a legăturilor cu Republica Islamică, dar fără succes. Consiliul Audiovizualului Catalan a respins cererea a 2 posturi de radio evanghelice, Ona Pau și Radio Amistad, pentru concesiunea acordată posturilor de radio locale. Potrivit lui Julio Perez, directorul radioului Ona Pau, Consiliul Audiovizualului Catalonia nu a oferit nicio explicație cu privire la motivul pentru care nu a prelungit licența de emisie, deși au respectat toate cerințele necesare pentru acordarea licenței. Într-o scrisoare trimisă site-ului de știri spaniol Protestante Digital, Perez subliniază că posturile de radio au fost discriminate. Directorul postului de radio crede că acțiunea oficialilor are legătură cu poziția conservatoare a evanghelicilor și că, dacă nu se conformează cu politicile liberale ale partidelor de la guvernare, nu primesc licențe de emisie. Ambele posturi de radio evanghelice sunt active în Catalonia de mai mulți ani și sunt o referință pentru audiența evanghelică, promovând acțiunile sociale, culturale și religioase ale comunității protestante. Potrivit recensământului guvernului regional, comunitatea evanghelică reprezintă peste 7% din populație.